Anul trecut, în luna octombrie, primăria Buzău a bătut palma cu regionala de căi ferate Galați pentru reabilitarea peroanelor din gara buzoiană și a intrărilor în pasajul subteran. În proiect nu a fost inclusă și reabilitarea pasajului și a celor două pasarele care traversează calea ferată. Din acest motiv, municipalitatea a solicitat Ministerului Transporturilor transferarea celor trei obiective în administrarea sa. Rămâne descoperit acel pasaj care deservește două cartiere ale municipiului Buzău. După cum bine știți, primăria Buzău a făcut o solicitare către SNCFR privind preluarea în administrare sau în proprietate a pasajului subteran, cât și a celor două pasarele supraetajate, cele din zona limitrofă gării Buzău. Am primit un răspuns de la SNCFR că ar fi de acord cu astfel de preluare, însă numai contra cost. Pentru transferarea pasajului subteran, ministerul a solicitat 13 miliarde de lei vechi, o sumă mult prea mare pentru starea avansată de degradare a acestuia. Responsabilii din primărie nu renunță însă la preluarea acestor căi pietonale de traversare a căii ferate către cartierele Mihai Viteazu și Poștă. Vom continua demersurile către Ministerul Transportului, încercarea de a găsi o formulă juridică, astfel încât să nu fim nevoiți să achităm acele sume. Noi ne dorim să preluăm acel pasaj pentru a investi, pentru a-l igieniza și a-l face funcțional pentru cetățenii din cele două cartiere, dar și pentru angajații societăților comerciale din zona respectivă. Între timp, lucrările de reabilitare continuă. Primul peron a fost finalizat și urmează să fie asfaltat al doilea peron și să fie refăcute copertinele.